În Olt, de la an la an, se observă un interes major al fermierilor care doresc să acceseze fonduri europene. Fie că vorbim despre proiecte accesate de fermieri aflați la început de drum, fie despre mari proiecte de investiții derulate de instituții publice, toate au beneficiat de sprijin consistent din partea Uniunii Europene. Spre exemplu, numai anul trecut, Ojefir Olt și-a depășit cu mult targetul propus, plăți de 6 milioane de euro. La nivelul anului despre care vorbim, anului financiar 2019, s-au realizat plăți de 7,19 milioane euro la nivelul proiectelor instrumentate în cadrul oficiului, însemnând acesta un indice de realizare de 119% a targetului impus. Sume importante de bani au fost destinate beneficiarilor de proiecte agricole, iar tinerii au fost cei mai harnici în accesarea liniilor de finanțare, spun reprezentanții instituției Oltene. S-a realizat autorizarea la plată, întocmindu-se implicit certificatele de plată, după cum urmează. Pentru sumăsurile agricole, cum ar fi 41, 42, 61 și 63, S-au efectuat plății de 5,76 milioane euro, în timp ce la nivelul celuilalt serviciu, serviciul lider și investiții neagricole, și mă refer aici la sub măsurile 6 6 și 19.2, s-au efectuat plăți în valoare de 1,43 milioane de euro. În ultimul an financiar din PNDR 2014-2020, Oltul are ca target 1,51 de milioane de euro. În curând se va deschide o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 61, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, cu un buget de 40 de milioane de euro la nivel național.